Bună seara, bine ați venit și ați revenit pe canalul meu de YouTube, Resia Clar Viziune, citire pe foaie. Sunteți la Resia în acest moment și vom face citirea în cărți pentru doamne pentru acest weekend. Vom începe cu Dama de Roșu. Între timp eu am să vă mulțumesc pentru like-uri, comentarii, abonări și pentru susținerea acestui canal. Și să începem, nu? Cărțile sunt deja amestecate. Vom începe cu Dama de Roșu pentru acest weekend, vineri, sâmbătă și duminică. Să vedem ce surprize plăcute sperăm vom avea. Drăguță carte. Să vedem și ce. Că așa, da, au căzut vești, uite, vești de la cei bruneți cu ochii negri, care sunteți, care aveți parteneri mai mici decât voi aici, da? Bun, haideți să începem. Deci cei care, hai să încep cu dragostea, dacă tot a ieșit dragostea prima. Energiile tinere, sunteți pe val în acest weekend, deci cei până în 38-40 de ani maxim, da? Asta odată. În sensul că primiți vești, vă puteți întâlni cu cineva, dacă vreți, bineînțeles. O singură întârziere am aici la cineva care zice că vine și nu vine, dar va veni într-o săptămână sau în câteva zile. În alte ordine de idei, doamnele de roșu, șatenele cu ochii căprui, nu? Brunețelele cu ochii căprui, cele care aveți parteneri mai tineri decât voi, cel puțin cu o zi. De asemenea, aveți șansa să stabiliți ceva în acest weekend cu acest partener. Multe dintre dumneavoastră veți fi și ieșite din casă la drumuri mai scurte, aș spune eu, în aglomerație. Deci 100% unele dintre voi, nu știu, mergeți la o cafea, la un suc, la un film sau la ceva de genul acesta. Alte doamne de roșu, văd că aveți probleme cu unul din copiii respectiv, cu un băiat cu care tot aveți discuții pentru un viciu. Ori vine, ori bea, ori vine târziu acasă, ori face ceva care nu vă convine, că e un pic mai micuț ăsta mic. Nu e chiar, adică nu e că dumneavoastră aveți 50 de ani și el are 35, deci e cineva mai micuț aici. Văd pe unii care chiar au început să fumeze și știți de chestia asta și sunteți un pic încărcate de acest lucru. Văd că vă mai servați unele dintre voi chiar și o zi de naștere și cu ocazia asta vă spun la mulți ani. În altă ordine de idei, doamnele de roșu, cel mai bine sunt aspectate care aveți bărbați de tobă, care sunteți în relații serioase sau în căsătorie cu șaten cu ochii căprui, cu pielea albă, mai bine făcut sau un pic de burtică. În rest, pe dragoste, nu zic că nu cade bine, dar aveți unele dintre voi niște probleme în familie din cauza, zic eu, din cauza unei soacre sau a unei cumnate, părerea mea. Deci așa simt să vă spun. E ca și cum, bun, ne vedem cu toții, dar mie nu-mi convine, pentru că ea e așa și face așa și e așa și nu, în fine. Veți avea niște discuții pe un pic pe tema asta. În rest, cu sănătatea, dureri de mijloc, dar fix de mijloc, nu spatele, deci mijlocul. Și cele care sperați să vă împăcați cu
o parte bărbătească, zic eu că tot o mai lălăiți așa și mai vorbiți și mai tot mai vorbiți și vă mai vedeți pe cameră și așa, dar eu zic că totuși are o femeie de la care nu o să plece, da? Deci, doamnele de roșu, dacă așteptați ca un bărbat de tobă să rămână cu dumneavoastră unul și atent cu ochii căprui care are o femeie de verde și este într-o relație acolo, chiar și se pare că n-ar fi însurat, așa mi se pare, dar care vă știți cu partenerii, indiferent cum arată ei, vă știți cu partenerii într-un trio, să știți că nu veți fi cu ei, că totuși îmi cade că vor rămâne cu această damă de verde. Deci, în weekendul ăsta nu e bine să visați prea mult, da? Energia generală pentru acest weekend, dacă știți să gestionați situațiile, n-ar fi un weekend greoi, însă mai puțin bine aspectați sunt copiii. Deci cei care aveți copii, că sunt fete, că sunt băieți, nu știu, încercați să, ca să nu escaladeze o situație mai apăsătoare decât cea care este deja, nu știu, încercați să nu vă supărați, ce să zic, sau să nu țipați, sau să nu urlați, că văd pe aici țipete, urlete. Eu zic, dacă copilul nu este minor, până la urmă să încercați să depășiți acest weekend. Da, cam asta este energia generală. Nu este o carte rea. Doar că, de exemplu, pe bănuți nu prea vă primiți foarte mulți bani în acest weekend. E ca și cum deja ați primit niște bani și trebuie să faceți ceva pentru ei în continuare. Pe de altă parte, și în alt ordine de idei, văd că și cheltuiți mai mult decât primiți. Sigur, este weekend și nu, să zicem că n-ar avea de unde să vă vină bani, dar doar că încă mai aveți niște bănuți de dat, niște datorii sau, la extremă, trebuie să mai faceți ceva pentru niște bani care deja i-ați primit și acum sunteți în stand-by. Veți fi obosite, asta pot să spun cu chiar destul de tare, da? Veți fi obosite și sunteți foarte agitate în acest weekend, doamnele de roșu. Pur și simplu agitația, să vedem, pentru cele singure, absolut singure. A, vedeți? Sunteți sunteți supărate, ați fost trădate, multe dintre dumneavoastră. Ați fost trădate și da. Și acum nu prea mai aveți încredere să intrați într-o relație. Dar și dacă aveți pe cineva și știți că v-a trădat, în continuare va face același lucru, să știți, cele care știți. Bun. Mai departe, hai să văd până la urmă cum se termină acest weekend la modul general. Eu, cum v-am spus, cele care aveți, cum se termină? Se termină că unele dintre voi veți avea un nou început, ori vă împăcați cu partenerul și o luați de la capăt, deși știți că mai are și pe altcineva, ori pur și simplu terminați cu el și o luați de la capăt, probabil o perioadă singură, că mă gândesc că e greu să intri într-o altă relație atât de repede, doar că se va face o dreptate din acest punct de vedere. Deci, cumva, divinitatea va ține cu voi o dreptate în relația pe care o aveți, da? Și mă interesează pe sănătate, în afară de mijloc, pe sănătate. Uite, vine și un bărbat de roșu, vă cade unul ca dumneavoastră, pe data de 28 cu bucurie, 28 spre sfârșitul lunii, da? Cei care îmi cădeau că întârzi acum, în weekendul acesta, până la sfârșitul lunii, unii dintre ei chiar vor veni. Nu este un weekend excelent, dar nu e nici rău.
Acum depinde, v-am spus, cum gestionați. Eu, în locul dumneavoastră, n-aș mai face nimic, aș face pauză din tot, pur și simplu. N-aș mai face curat, că așa vă văd, că șmutruiți tot timpul, că mutați canapele, că vă spălați geamuri. Deci, pe bune, eu n-aș mai face în weekendul ăsta în locul vostru absolut nimic. M-aș ocupa numai de mine, mi-aș face un duș, m-aș îmbrăca frumos, aș pleca să mănânc o înghețată, să mă plimb în centru vechi, pe unde sunteți. Să merg la un film, să fac ceva pentru sufletul meu. Pă bune, că văd agitație, multă muncă și nimeni nu vă înțelege. Copiii nu vă înțeleg, soții nu vă înțeleg, iubiții nu, altele sunteți singure. Deci, sau chiar și văduve. De până la urmă eu cam asta aș face. Dama de verde. Sunt cărțile amestecate, da? Le mai amestec o dată. Ia să vedem. Ia uite, stăpâne pe voi, stăpâne pe casa voastră, stăpâne pe căsătoria voastră, pe relația voastră. Hai că i-ați încălecat de tot pe oamenii ăștia, eu voștri. Care aveți, ia uite. Deci este un weekend pe dragoste minunat, Doamne, deci este superbă cartea pe dragoste, mai ales. Deci fiți atenți. Foarte mulți bărbați cu ochii negri sunt aici. Deci foarte multe dintre dumneavoastră, damele de verde cu ochii verzi sau albaștri, majoritatea dintre dumneavoastră aveți ori brunesc cu ochii negri, ori tot bărbați care sunt ca dumneavoastră cu ochii verzi sau albaștri sau poartă uniformă. Indiferent ce aveți, dacă sunteți în relații serioase și în căsătorie, va merge superb în weekendul ăsta. Drumurile sunt deschise, sănătatea la cote maxime. Unele dintre noastre chiar faceți drum de graniță, unele sunteți deja la graniță, deci sunteți în țări străine decât România, ca să mă înțelegeți. De exemplu, dacă sunteți în Spania, plecați în Italia, dacă sunteți în Italia, plecați în Franța. Deci faceți, treceți granița majoritatea pe acolo, pe unde sunteți, faceți niște plimbări sau poate chiar sunteți și în concediu. Foarte multe drumuri lungi și drumuri scurte, dar și drumuri de graniță. Pe dragoste sunteți bine, sunteți iubite, veți primi și un cadou sau o veste bună sau veți lua o hotărâre cu partenerul nostru pentru o mutare împreună. Aici mai mult văd că v-ar conveni ca el să vină la voi, dar nu știu, poate sunt doar câteva care agreați această situație, adică să se mute cu voi sau să se mute la voi de aici. Îmi este foarte, foarte bine aspectat lucrul ăsta, că s-ar putea chiar să și reușiți, poate nu în acest weekend, dar reușiți. Sănătatea este ok. Cele care sunteți singure, se pare că veți cunoaște pe cineva un pic de tot mai tânăr decât voi. Cei care aveți copii sunt beton copii în străinătate, mai ales cei care sunt în străinătate, sunt foarte bine, vor fi foarte bine, vor lua examene, vor lua servici buni. Și acum, repede, până în octombrie, nu știu, tot timpul îmi cade luna asta, octombrie. Eu cred că luna octombrie 85% din voi, ca atâta gura aurită am, pentru că o am. Și când zic de bine, se alege de bine, dar și când zic de rău, fără să vreau, tot aia e, da? Dar acum e de bine și de foarte multe ori mi-au căzut multe, multe situații luna 10-a, foarte multă luna 10-a. Eu sunt curioasă la sfârșitul lunii octombrie ce vești îmi dați, vă spun serios. Și pe familie stați bine cu neamurile, da? Cele care sunteți singure și sunteți femei de stat, să știți că veți câștiga un proces sau o judecată. Hai să vedem totuși pentru doamnele care sunt singure și care stau închise în casă, să nu cumva să ieșiți afară, dacă vă mănâncă lupul. Da? Să stați acolo, să stați să nu mai ieșiți din casă. Ia uite, vă așteaptă dragostea, o să vă cadă din cer. Probabil că o să aveți un noroc chior, că ăsta e noroc chior, adică pentru cele singure, care chiar nu au pe nimeni și nu ieșiți din casă, da? O să aveți un noroc chiar pe 24 septembrie sau până în 24 septembrie. Primiți o veste neașteptată, da, exact, de la
cineva de la drum, probabil că o să cunoașteți pe cineva pe site-urile astea de socializare, multe dintre voi, sau pur și simplu cineva vă face cunoștință cu o persoană de la drum, dar va fi una bună. Ok, ia să mai scoatem aici, nu mai știu pe ce să scot, pentru că dama de verde are superb. Hai pe familie, că văd un pic de grijă pe copii. Pe copii, pe o fată care e născută pe 17, pe 8 sau în luna ianuarie. E un pic tristuță pentru că e îndrăgostită, dar nu vă faceți griji, extraordinar a căzut, da. Deci, ori în ianuarie născută, ori pe data de 17 sau pe 8, dar va avea și ea un noroc pe data de 6, este îndrăgostită, este tristă, nu vă mai faceți griji, este apatică, dar asta este cele care au fete, sunt îndrăgostite, să știți, da? Foarte bine pentru acest weekend, dama de verde. Bun. Dama de ghindă. Vă salut. Măsliniilor, frumușelelor. Ia să vedem, 24 de cărți, 24 de cărți. Vineri, sâmbătă și duminică, pentru vineri, sâmbătă și duminică, dama de ghindă. Ia uite, majoritatea dintre dumneavoastră să știți că veți lucra în acest weekend, veți sta acasă și veți face acte. Ia uite, schimbare de casă, care vreți să vă mutați cu un domn cu ochii verzi sau albaștri, sau cu un bărbat care are funcție. Nu trebuie neapărat să fie în uniformă. Haideți să vă explic, bărbatul de verde cu ochii verzi sau albaștri. Poate să-i aibă și negri, dar poate avea o uniformă. Poate să fie lider, să aibă afacerea lui și să fie lider și tot de verde cade. Poate să lucreze într-o firmă și să fie negru tuci, că dacă e manager, tot se poate măslui cartea, da? Bun, una peste alta, e un tip mișto aici care e înfipt bine cu picioarele în pământ sau pe pământ, stă bine, are coloană vertebrală, e un om foarte fericit, e un om care are lumină, e foarte interesant asta pentru că de obicei dacă vă aduceți aminte nu prea descriu eu partea bărbătească când vă dau, nu prea o descriu, că nu vreau, ci nu mi s-a părut ceva wow să zic, da, merită. Dar de data aceasta, doamnele de ghindă, brunetele cu ochii negri și cu pielea măslinie sau catifelată sau cafenie, de fapt voiam să zic, sau cum vreți voi să știți că cele care aveți deja un așa bărbat cum eu vi l-am descris, veți avea mare noroc cu el. De ce vă spun chestia asta? Mi se pare un om spiritual, un om cu lumină, un om bun și un om care nu să stea cu dumneavoastră doar pentru așternut. Este foarte mișto cartea asta. Da, deci ghindă. Unele dintre voi, bineînțeles, poate nu toate, dar puteți întâlni și un astfel de om cât de curând, a trecut printr-un divorț, dar nu e chiar o energie foarte tânără acest tip, trebuie să aibă 10 cu 10, 20, 7 cu 7, 14, 20, 30 și cam între 55 și 60 de ani, 50 și 60 de ani, chiar dacă voi sunteți la un 40 și ceva, s-ar putea să fie un pic mai în vârstă. Este trecut de un divorț și are și un copil. Mie mi-arată aici că are o fată, dar în fine nu trebuie să vă luați despre asta, că se poate întâmpla orice, sunteți multe și n-am cum să fie punct ochit, punct lovit aici, dar aveți șansa chiar să întâlniți pe cineva dacă nu aveți pe nimeni. Nu pot să spun wow în... Faptul că mi-au căzut patru ași este superb, dar nu va fi o relație frumoasă. Nu pot să spun neapărat că mâine te măriți cu el, pentru că el e deja trecut printr-un divorț și cu copii și nu prea mai are chef. Dar da, și mai ales dacă ai și tu, de exemplu, o fată
sau chiar și un băiat, vezi, dacă mai ești un copil sau chiar doi. Cei care aveți copii aveți șanse în următoarea perioadă. Bine, nu copii mici, puteți să aveți copii de orice fel, nu contează, dar aveți o șansă la dragoste cu un bărbat, așa cum vi l-am descris. Sănătatea este ok, doar că am niște, la damele de ghind, am niște dureri la niște degete, nu știu dacă de la mână sau nu, de la picior, degetele de la picior, ceva vă doare. E ca și cum nu v-ați făcut pedicura de 3 luni sau pur și simplu v-ați lovit acum în ceva și vă dor degetele. Deci așa văd că cineva s-a lovit în ceva. Da, de fapt, da. Așa, drumurile sunt bine aspectate. Unele dintre dumneavoastră vă veți întâlni cu o prietenă bună și veți face un drum scurt neașteptat. Ceva ad hoc. Da. Mi se pare ok această etalare. E o carte frumoasă. În familie este armonie. Cele care sunteți deja în relații, văd că vă strângeți, văd o mică, nu știu, mai repede aș putea spune că voi plecați la undeva în vizită decât să vină cineva la voi, sau vă întâlniți cu cineva și plecați în altă parte, ceva așa. Bun, pentru cele care sunteți singure, singure, uite-l. Da, stă să vină. Stă să vină și la voi pe... Ați fost supărate, unele dintre voi v-ați despărțit pe o dată de 16 sau în jurul unei date de 16, 3 cu 3, 6 cu 1, 7 ori. Unele v-ați despărțit în luna iulie. Sau ați avut discuții sau stați să vă despărțiți. Deci luna iulie în jur de data de 16, iar altele de 7 luni de zile v-ați despărțit și tot sperați că vine făt frumos, se întoarce și vă ia pe sus. El vă gândește, v-a iubit, însă și-a băgat cineva coada aici, simt să spun chestia asta. Cred că v-ați despărțit din cauza unei cunoștințe sau gen prietene pe care credeți că este, nu știu, o ceva din cauza unei femei. Bun, să vedem pentru familie, în casă, Doamne, ce... Nu știu, văd multă apă, dar probabil că unde sunt conciliile, că toate sunt cu apă, 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 apă. Aveți grijă și cu lichidele, cu băutura, ce să zic, dar multă apă. Plecați, veniți, vorbiți, drumuri multe, scurte. În weekendul ăsta, să știți că luați legătura cu multă lume care este plecată. Da? Și unele dintre dumneavoastră să vă rugați în zilele de 15, 15 septembrie, 15 octombrie, să vă notați în calendar sau în agenda. Noiembrie, decembrie, pe data de 15 să vă rugați unui înger. Nu știu, Rafael, Mihail, Gavril sau unul dintre ei. Care credeți voi că va duce noroc? Pentru că sunt doamne printre dumneavoastră care se uită acum, care chiar se roagă la îngeri. Dar o zi foarte bună când o să vi se îndeplinească dorințele este data de 15. De aceea vă spun cele care credeți în îngeri și vă rugați la ei să vă rugați măcar 3 luni de zile la rând. Pe data de 15 să vă puneți o dorință, da? Bun, și pe bani, să văd pe bani, că sunt dărulețe, uite, bucurii, daruri mici, unele dintre voi, și mare realizare, cele care sunteți doamne de ghindă și sunteți născute pe 29, da? În acest weekend aveți un noroc, o veste, o bucurie neașteptată, e ceva care vă dă peste cap. Și, nu în ultimul rând, dama de tobă. Ia să vedem pentru vineri, sâmbătă și duminică, următorul weekend, să vedem pentru dama de tobă. Vineri, sâmbătă și duminică. Wow! Vă ridicați cu bucurie. Indiferent ce faceți, chiar dacă
nu vi se pare wow, este o energie foarte mișto, uite cum vă grăbiți să ieșiți afară din casă, da? Voi o să fiți pe drum 100%, ori sâmbătă, ori duminică, ori ieșiți din casă, vă ridicați cu bucurie și cu așternut, cu un bărbat brunet cu ochii negri sau căprui, wow! Simt să spun aici că ați cunoscut pe cineva cât de curând și n-ați vorbit neapărat foarte mult cu el, dar este un potențial, ar fi o potențială relație aici. Nu știu cât, pentru că sunteți multe și nu știu ce să vă spun, dar cert este că știți cum e, dacă va fi de 7 zile, 10 luni, 2 ani, 1 an sau indiferent cât va ține relația asta, va fi una cu bucurie și o să vă încânte foarte mult. Și ce credeți când o să vă despărțiți de el? Nu o să vă pară rău. Adică o să fie ca o poveste de dragoste, dar n-am spus că vă despărțiți. Am spus să spunem că dacă v-ați despărțit, adică vă veți bucura și veți lua situația ca atare. Se pare că voi v-ați învățat o lecție și nu mai aveți chef să suferiți și nici nu veți suferi. Și vă cade o întâlnire cu o femeie de roșu, cu o brunetă, cu ochii căprui, în acest weekend, cu o prietenă de-a voastră. Această femeie este un pic mai supărată. Mai supărată, dar cred că e mai mult și pe sănătate, un pic are niște probleme. Dar cădeți într-o beție cu ea. Beția nu înseamnă că trebuie să beți, să vă îmbătați sau ieșiți undeva afară. Nu contează unde. Dar vă întâlniți cu o damă de roșu. În altă ordine de idei, cele care v-ați despărțit de un bărbat brunet cu ochii negri sau mai creol un pic, să știți că tot bate câmpii, în sensul că tot promite că vine, tot sună, tot mai vorbiți cu el, tot e ceva care nu s-a terminat acolo și tind să cred că ar vrea să se întoarcă, dar încă este blocat, are o problemă. Dar aici mi-arată că sunteți unele cu o parte bărbătească care v-a lăsat așa după o zi pe alta la telefon, știi, ca și cum a sunat și a zis, de azi nu mai suntem împreună. Și culmea, nici nu v-a lăsat pentru alta, dar după vreo lună și-a găsit pe alta, a fost cu cineva, nu mai este singur. Păi eu bat câmpii aici. Eu vreau să-mi scrieți mesaje. Deci aici eu văd o poveste de dragoste. Așa, și acum iar încearcă să se întoarcă către dumneavoastră. E ca și cum nici voi nu știți dacă îl mai doriți sau nu, dar vă place măcar că mai vorbiți cu el sau că din când în când mai știți de el. Ar vrea să se întoarcă, dar încă este un pic blocat, are niște probleme cu de bani, de case, vrea să vândă, să cumpere, nu știu ce face el aici. Bineînțeles că nu în acest weekend se vor întâmpla astea, dar îl țin anumite probleme pe loc. În altă ordine de idei, cineva o să-și ceară iertare la voi în următoarele zile. Una peste alta e o energie bună, sunteți bine, sunteți echilibrate, cheltuiți bani, nu vin bani în weekendul ăsta, cam nasol aici, dar măcar sunteți și cu banii unele chiar la limită, dar mai sunt acolo. Ia să vedem acum pentru fix, pentru toate doamnele de tobă, șatenele cu ochii căprii, cu pielea albă, mai plinuțe sau mai bine făcute, care sunt singure, singurele, fără nimeni și fără niciun. Da, nu știu, iar îmi cade că veți cunoaște, dar destul de târziu. Aveți aici blocaj pe căsătorie, să știți, unele dintre voi sunteți blocate pe căsătorie. Veți mai fi singure unele dintre voi. Dar și multe vreți o schimbare de casă, vreți și voi sau să faceți ceva în casă sau să vă liniștiți cu o situație. Bun, ia să vedem sănătatea, așa mi-a venit să zic. Sunteți bine pe sănătate și bărbatul brunet cu ochii negri are dragoste adevărată pentru voi.
El așa în felul lui, unul de ghindă care l-ați avut sau l-aveți, cum necum v-a iubit într-un fel sau altul și aveți parte de dragoste din partea unui bărbat brunet cu ochii negri, dar multe veți cunoaște. Am spus la început, cele care nu v-ați văzut încă cu cineva și doar vorbiți sau v-ați văzut doar o dată sau ceva, acolo ies să scântei la așternut. O să fie o atracție sexuală wow, cu tunete și fulgere, o să vă iubiți, vă certați, vă împăcați, vă iubiți, vă certați, vă împăcați. Uite, așa o să fiți. Dar cumva până la urmă se termină cu banii. Ori voi o să puneți de bani mulți în 6 luni de zile maxim. N-am mai zis-o cum vine data asta. Sau 7, 6, 7, 6, 7. Hai să zicem între 6 și 7 săptămâni, de fapt. Da, o să aveți bani mulți. Nu știu acum dacă chiar de la acest bărbat brunet puteți avea acești bani sau faceți vreo afacere cu un bărbat brunet, unele dintre voi separat de dragoste, dar până la urmă tot la veți ajunge și la dragoste. Un pic pe sănătate. Ia uite. E bine pe sănătate. Eu v-am spus că vă... Ia uite, iar... Deci 100%, 100% voi o să vă faceți o relație multe dintre dumneavoastră. Da. Iar altele care sunt în relație, poate chiar și avansați. Uite, primiți cadou. Bine, nu neapărat inelul acum, să hai să nu batem câmpii, să rămânem cu picioarele pe pământ. Apropo de chestia asta, nu știu, poate... Câteodată vă supărați că vă spun, poate nu vă dă inelul, poate vă dă un cadou sau poate avansați în relație. Sau... Eu nu sunt genul de om siropos. Nu sunt. Mie nu mi-a plăcut niciodată. Și nu numai pe YouTube. Eu pot să vă fac povești de dragoste să adormiți aici cu mine. Dar nu vreau, pentru că v-aș minți. Ok? Deci pur și simplu asta sunt. Sunt mai dură, mai fermă. Și întotdeauna mi-a plăcut adevărul, dar asta este ce să facem. Deci, se schimbă o situație. Vedeți? Deci a căzut și inelul și casa au căzut. Deci foarte mult sunt expuse pentru pe a vă cumpăra ceva. Poate și o mașină, nu neapărat o casă, ok? Pentru a avansa într-o situație, să vă rezolvați o problemă cu o casă, cu o mașină, cu o relație. Deci avansați. Și cele care sunt de singure... unele, da, care ați cunoscut deja tipii, aveți șansa să mergeți mai departe, dar unele dintre voi, cum am spus aici, sunteți un pic blocate. Weekendul per total este unul mișto și pentru dama de tobă. Cam un pic îngândurată dama de tobă în acest weekend, dar totuși cazi cu o bucurie, cădeți cu o bucurie cu doi tipi. Da, brunet cu ochii negri și unul șaten cu ochii căprui. Aveți în acest weekend noroc cu bărbații ăștia care arată relativ la fel ca și voi, știi? Că sunt noi, că sunt vechi, că sunt din trecut. Se pare că există anumite conexiuni și încă mai sunteți în cercul lor energetic. Că vine, se mai întorc și unii înapoi, văd eu, mai vor, v-am spus. Dar una peste alta... Multe dintre dumneavoastră vă veți întâlni cu o prietenă, cu un prieten, cu cineva, faceți un drum mai scurt în altă localitate, vă văd cu bucurie, dar această femeie, o prietenă de-a voastră, s-a auzit totuși, e un pic supărată. Bine, aici mi arată pe că ar fi supărată în familie, în dragoste, dar nu aș miza pe chestia asta. Mizez mai mult că ar avea o problemă de sănătate, pentru că simt să vă spun și asta, văd că familia de fapt este dintr-o familie fericită sau vine dintr-o familie fericită. De asta zic că nu cred că are în dragoste probleme, ci de sănătate. Dragile mele, vineri, sâmbătă și duminică, acesta a fost weekendul pentru dumneavoastră.
Vă doresc soare 30 de grade, nu 35, că parcă e prea mult, că nu mai pot. M-am săturat și eu de atâta căldură. Dar vă doresc lumină oriunde ați păși. Să fiți bine, la revedere!